Dragile, bună ziua! Astăzi vom vorbi despre modul de viață la roman, despre viața cotidiană, despre acele obiceiuri, tradiții pe care le aveau romanii și sper că informația pe care o să vă prezint va fi interesantă și veți putea face o paralelă între valorile, virtuțile pe care le avem noi și le promovăm cu cele ale romanilor și poate veți înțelege că anumite lucruri au rădăcini adânci și trebuie menținute și astăzi. Eu sunt Lucia Caciucrușoru și vă propun să aflăm lucruri interesante despre viața romanilor. Și astăzi vom vorbi și vom dezvolta unitățile de competență și anume vom enumera cauzele evenimentelor din istoria antică, vom stabili relația dintre cauze și evenimente, vom formula mesaje simple în baza informațiilor selectate din diverse surse și vom construi schema cauză, eveniment și consecință. Vom fi într-o zonă a confortului. Astăzi nu vom vorbi despre războaie, astăzi vom vorbi despre suflet, despre educație, despre valorile eterne, valorile perene. Noțiunile noi pe care le vom utiliza astăzi sunt pater familias, adică familia paternală, virtute și libert. Cotidianul romanilor poate fi exprimat lesne prin imaginea pe care o vedeți la ecran și vă propun să studiați această imagine cu atenție și să încercați să faceți o povestioară mică în care să vă regăsiți poate și voi ca reprezentant a uneia din aceste pături sociale sau poate un copil care a ajuns cu mașina timpului în acea perioadă și să încercați să trăiți o zi din viața unui roman așa cum vă doriți voi, dar ținându-vă de adevărul istoric. Numele romane sunt foarte importante și ele aveau o origine foarte interesantă. În lumea romană, la 8 zile după naștere, copilul era primit în mod oficial în gintă. Dacă țineți minte, vorbisem că ginta era foarte importantă în societatea romană. La un anumit moment, ginta ca importanță scade și este înlocuită cu rolul familiei care se calcula după linia masculină, pe baza liniei masculine. Printr-o ceremonie solemnă, băiatul primea numele ginții, adică acesta era numele principal, prenumele era numele personal, la care se adăuga numele propriei familii. În timp au fost adăugate și al patrulea și al cincilea cognomen în funcție de trăsăturile fizice sau morale a acestei persoane. Dacă vă amintiți, lucrul ăsta se întâmpla și la indieni sau amerindieni, dacă ați citit poveștile care vorbeau despre acele personaje care erau supranumite după calitățile morale sau fizice pe care le aveau. În societatea romană, familia a jucat un rol primordial. După părerea mea, este un lucru demn de urmat și astăzi. Pe lângă faptul că era numeroasă, ea oferea membrilor ei o anumită poziție socială și asigura transmiterea valorilor morale pe care romanii le numeau cu demnitate virtuți. Probabil ați auzit și astăzi noțiunea de virtute și este o noțiune de care ducem mare lipsă în societate. Am vrea ca voi, tânăra generație, să aveți aceste virtuți și să le dezvoltați, să le păstrați, așa cum au făcut-o generațiile precedente. Familia a avut un rol important în viața romanilor. Tatăl, adică pater familias, era unicul proprietar al tuturor bunurilor și avea drept de viață și de moarte asupra membrilor familiei. Acest lucru s-a întâmplat la începuturile Imperiului Roman, a statului roman de fapt, a regalității, după care aspectul ce ține de drept de viață și de moarte s-a atenuat pentru că familia, ca și astăzi, era
o zonă de protecție pentru familie, pentru membrii acesteia, mai ales pentru copii. În toate operele de artă care s-au realizat în această perioadă, atât în sculptură cât și în pictură, copiii apar protejați de părinți, mai mult ca atât, în preajma lor neapărat se află mama și tată. Pentru menținerea numelui familiei, tatăl obișnuia să înfieze băieți, dacă nu îi avea pe a lui proprii. Femeia pe care sclavele o degrevau de muncile obositoare avea ca principale sarcini să supravegheze servitorii, să se ocupe de creșterea copiilor și să toarcă lâna. Supunerea față de autoritatea părinților și a legilor, disciplina, hârnicia, tenacitatea, respectul față de cuvântul dat, față de zei și patrie, au fost virtuți care au permis romanilor să se impună în fața altor popoare. Un lucru foarte important și probabil demn de urmat și în această perioadă. Un rol important în educație o avea atmosfera din familie, unde se urmărea ca copilul să facă totul pentru a crește cu bun simț și să fie disciplinat. De la 7 ani, copiii învățau scrisul, cititul și socotitul sub supravegherea tatălui sau îndrumați de un liber. Cine era libertul? Libertul era un fel de profesor de acasă care avea misiunea de a învăța copiii. Un rol important în familie era promovarea normelor morale și valorilor venite din trecut. Printre acestea se numără 5 foarte importante pe care vreau să le ascultați foarte atent și să-mi ziceți dacă aceste valori sunt valabile și astăzi, pentru că eu consider că ele sunt valabile și astăzi și trebuie promovate de către familie. Comitas, adică buna creștere. Dignitas, adică demnitatea. Fides, adică fidelitatea. Industria, ceea ce însemna hărnicia. Și pietas, ceea ce însemna respectul. Cred că o să-mi dați dreptate dacă o să zic că aceste valori stau la temelia familiilor bune pe care le avem astăzi, a familiilor unde educația este importantă și unde copiii sunt crescuți în aceste valori. Educația care se făcea în Roma antică era o educație pentru viață. Probabil ați auzit și astăzi acest lucru. Ce însemna în Roma educația pentru viață? Tinerii erau îndemnați să fie modești și să-i respecte pe cei mai în vârstă. Ca și noi astăzi, ei trebuiau să se poarte cu blândețe și onestitate, să dea dovadă de seriozitate. O altă calitate prețuită la romani era legată de dobândirea unei solide pregătiri pentru viață. Stăpânirea de sine era apreciată în relațiile cu ceilalți. Romanii știau să-și educe copiii într-o manieră foarte echilibrată, astfel încât ei să poată comunica ulterior cu cei maturi. Astfel, tânărul ajungea un cetățean de nădejde și ulterior un familist foarte bun care va promova aceleași valori și în familie. Obiectele descoperite de arheologi în această perioadă vorbesc despre faptul că copiii din Roma antică de asemenea se jucau și aveau jocuri pe care le preferau. Multe jocuri reproduceau activitățile adulților. Copiii călăreau pe bețe, trăgeau care din lemn, construiau căsuțe sau se jucau de-a procesul. Așa cum vă jucați voi, de-a medicii, de-a profesorii, de-a juriștii. La vârsta cititului primeau litere din lemn sau fildeș. Arme de tot soiul îi încântau fără îndoială pe băieți care se jucau de-a gladiatorii sau de-a soldații, iar fetițele se jucau cu păpușele care existau
în diferite forme și pentru care se făceau îmbrăcăminte. De asemenea, erau făcute și servicii de masă, mobilier, în miniatură din lemn sau din ceramică și chiar din argint. Astfel de vestigii au fost descoperite în rezultatul săpăturilor arheologice. Astfel, ele învățau de la o vârstă fragedă să devină soții și mame. Micii romani se jucau și cu pisicile, câinii sau păsările din gospodăriile părinților. De asemenea, existau și jocuri care solicitau anumite capacități intelectuale, asemenea cu șahul sau tablele din zilele noastre. Dacă vă amintiți, v-am rugat la începutul orei să vă uitați la imagine și să vă imaginați o zi din viața unui roman pe care să încercați să o puneți pe foaie în caietel. Vreau să vă ajut un picuț, poate cineva dintre voi va dori să fie cu un rol de matur și atunci cred că informația pe care o să vă prezint în continuare vă va fi utilă. Cum era o zi din viața unui roman? Deci romanii se sculau odată cu răsăritul soarelui foarte devreme și își începeau numai decât activitatea obișnuită. În primele două ore ale dimineții, patricienii își exercitau funcția de patroni. Patronul își primea în ordine ierarhică clienții care se prezentau zilnic să-l salute, să-și primească rația de alimente sau de bani și eventual să-i solicite ajutorul în anumite probleme, fie juridice sau intervenția în alte domenii. După care, urmați de numeroșii lor clienți, patricienii porneau pe jos, numai persoanele foarte marcante mergeau în lectică. Lectica era o căruță așa micuță care era folosită în acea perioadă. În acea perioadă mergeau spre activitatea lor zilnică care se desfășura în for sau la senat sau la adunările politice, la întâlnirile de afaceri, la tribunale, în funcție de ocupația pe care o avea patricianul. La ora 12 toate aceste activități încetau și romanii se întorceau acasă la masă. Bineînțeles că acest orar nu era general pentru toți, cei de la țară aveau un alt regim de muncă, ei își petreceau după amiaza în alte condiții, se îndeletniceau cu meșteșugăritul, negustorii se duceau la piață, cotidianul lor era extins până seară. Cei privilegiați își puteau permite un program mai liber și petreceau după amiaza cu un repaus, sigur că de o oră după masă, de obicei plecau la terme care se deschideau la ora 14 și se închideau la apusul soarelui. În imagine aveți o poză care reprezintă o astfel de termă. Terma era mai mult decât o baie publică, acolo se produceau discuții, acolo se făcea schimb de experiență, acolo exista o manieră așa mai lejeră de comunicare între oameni. Termele de obicei erau frecventate de bărbați, foarte rar aveau acces la acestea femeile. O importanță deosebită în viața romanilor o juca vestimentația și după vestimentația pe care o foloseau putem să ne dăm seama de nivelul social, de ocupația pe care o aveau. În imaginea de la ecran vedeți vestimentația pe care o purtau bărbații, dar și femeile. Îmbrăcămintea romanilor se caracteriza înainte de toate prin simplitate. Veșmântul oficial al romanilor, dar care era interzis țăranilor, muncitorilor simple și sclavilor, era toga. Toga era făcută dintr-o bucată de stofă destul de groasă. Ea era de regulă de lână albă, tăiată în formă de elipsă sau de semicerc cu un diametru care putea ajunge până la 6 metri. În casă, bărbații purtau o tunică largă și lungă până sub genunchi, strânsă la mijloc cu o centură. Iarna, ei se îmbrăcau chiar și cu două, trei tunici, una peste alta, pentru ca să îi țină cald.
Femeile în acea perioadă aveau și ele o vestimentație destul de elegantă, se punea accentul pe, la fel ca și bărbați, pe pânze naturale și aceste pânze naturale erau într-un volum destul de mare, cu cât erau mai bogat ornamentate și cu mai mult pleate, cu atât se înțelegea că acesta făcea parte dintr-o categorie de oameni înstăriți. Femeile purtau direct pe piele o cămașă din in, în timpurile vechi îmbrăcau togă și ele, la fel ca și bărbații, dar la o etapă a evoluției societății romane s-a renunțat și togă purtau doar femeile cu moravuri ușoare. Peste cămașă purtau o tunică lungă până la pământ, care se numea stola, cu mânici scurte sau fără mânici, încinsă cu un cordon. Peste stola, un fel de șal de lână colorat, care se numea pala, acoperea și înfășura umerii, un capăt al palei se înfășura pe un braț, iar celălalt capăt cădea până la pământ. Iar cu un fald al paliei, femeia își acoperea capul, căci o femeie căsătorită romană nu ieșea niciodată cu capul neacoperit afară. Deci era o regulă pe care o respectau cu strictețe. În imaginea de jos vedeți cât de elegant se purta această pală și cât de frumos se privea ea pe corpul femeii. Încălțămintea pe care o purtau în această perioadă romanii era și ea diferită în funcție de perioadă și în funcție de gradul social pe care îl aveau aceștia. Bărbații de regulă purtau un fel de ghete din piele subțire, fără tocuri, fixate pe picior cu 6 curele. Iată aici în imagine vedeți această încălțăminte. Mult mai comode însă și mai practice și mai puțin costisitoare erau sandalele, care la un moment au devenit foarte populare în rândul romanilor. În casă, atât bărbații cât și femeile, ale căror tipuri de încălțăminte nu se deosebeau de cele bărbătești, își puneau papuci de stofă în diferite culori. Țăranii și soldații purtau saboți în această perioadă. Deosebit de importante, dar și foarte frumoase, era gama de bijuterii pe care le purtau romanii. Interesant este faptul că bărbații nu prea purtau bijuterii, de regulă purtau doar un singur inel. Bijuteriile erau rezervate mai mult femeilor. Lucrurile se schimbă în perioada Imperiului și bărbații încep să poarte și ei mai multe bijuterii pe mâini. Deosebit de multe sunt în perioada când se ajunge la epoca de înflorire a Imperiului. Deci gama de bijuterii romane era bogată, de o finețe deosebită, dar și de o varietate foarte mare. Inelele pe toate degetele, agrafe și tot felul de brățări pe brațe, la încheietură, la mâini, la glezne, apoi diademe de aur, toate acestea erau podoabele pe care le foloseau femeile. De obicei, ele adorau cercei care făceau clinchet, dar nu doar cercei, dar și alte bijuterii, care aduceau așa un sunet frumos și fin. Acestea erau foarte populare în rândul femeilor. În schimb, după cum vă ziceam, bărbații nu prea purtau bijuterii. Acestea fiind spuse, sper că cu informațiile pe care vi le-am pus la dispoziție veți putea realiza un eseu sau o povestioară, așa cum vă doriți voi, despre viața de zi cu zi a romanilor, alegându-vă și un rol pe care îl credeți voi mai potrivit și mai interesant. Vă propun pe final și bibliografie pe care o puteți consulta pentru a vă îmbogăți cunoștințele. Vă dau întâlnire cu un nou subiect ce ține de cultura Romei antice. În curând vom vorbi despre artă. Vă mulțumesc pentru atenție și pe curând!